Hai să mă îmbrac. Fuh, am reușit să-i găsesc și Sânzianei o ținută. Ei, e foarte greu să-i schimbi stilul vestimentar. N-a reușit Ovidiu, acum eu cu atât mai puțin. Dar e mai bine, are un stil al ei, un stil format. Adică asta o reprezintă, decolteu, volonașe, culori mai evidente, mai neapărat stridente. Dar vine vara și cam aceste culori mai tari se poartă. Și are și botez anul acesta, așa că i-am pregătit două ținute. Ambele decoltate, ambele cu volănașe, pene, tot felul de bizbizuri, că asta se poartă. De ce să nu recunoaștem? Orice femeie își dorește să fie în centrul atenției, să iasă în evidență, mai ales când e vorba de un eveniment atât de important, botezul, da? Așadar, Sânzi, ia spune-mi ce părere ai de ținutele pe care ți le-am pregătit. Eu zic că te regăsești în ele. E gata și a treia ținută. Nu este deloc ușor să mă îmbrac eu singură. Dar apoi să trebuiască să îmbrac 5 mămici pretențioase, fiecare cu stilul ei. Bun, am ales o culoare foarte frumoasă ce se va purta în această vară și pentru cine credeți că este această ținută? Pentru Cristina Șișcanu. Ia o să comenteze acum, e decolteu până la buric. Da, draga mea, trebuie să fim întotdeauna frumoase și cochete. Nu ne îmbrăcăm așa când mergem la piață sau la mall. Uite, eu m-aș îmbrăca așa la o întâlnire cu soțul. Așadar, nu știu ce va zice Mădălin, dar cred că va fi foarte încântat să îți organizezi așa o cină romantică, iar tu să fii îmbrăcată. Acum ai și slăbit, știi? Ești într-un mare fel, nu? Și cu această salopetă, cu geantă, fără geantă, cum vrei tu, sau să-ți asortezi ce accesorii. Dacă consider că decolteul este mai generos, nu știu, poți să-ți iei ceva, o bluziță, ceva pe dedesubt. Na, acum, dar eu nu te-aș îmbrăca până în gât, pentru că ești o femeie frumoasă, ești o femeie tânără, adică de ce să nu recunoaștem? Ai și un decolteu superb, așadar, așa te-aș îmbrăca la o cină romantică cu Mădălin. Meritați și voi să fiți răsfățați pentru că munciți foarte mult amândoi. Și din când în când n-ar striga un asemenea moment.